Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă prezint rețeta mea de cornuri cu cremvuș. În continuare vă voi prezenta ingredientele și modul de preparare. Ingredientele sunt 12 cremvuș medii, 400 de grame făină, 30 de grame unt topit, un ou, 200 de ml lapte călduț, un praf de sare, susam pentru decor, o linguriță de zahăr și 7 grame de drojdie uscată. Pentru început vom pregăti maiaua. Într-un bol încăpător vom adăuga laptele călduț, drojdia și zahărul, vom amesteca, vom adăuga și untul, praful de sare și 2 linguri de făină. Amestecăm bine și lăsăm totul la dospit. După 10 minute de dospit, în maia vom adăuga oul și făina. Apoi vom începe să frământăm aluatul bine până va prinde formă. Aluatul nu trebuie să fie frământat foarte mult, doar cât să se lege toate ingredientele. Vom obține un aluat ușor lipicios. Acum, într-un bol uns cu puțin ulei, vom transfera aluatul nostru. Îl vom acoperi cu folie de plastic și îl vom lăsa la crescut 30 de minute. După cele 30 de minute, aluatul nostru a crescut, vom îndepărta folia de plastic și îl vom scoate pe blatul de lucru. Acum îl vom împărți în 12 părți egale. După ce aluatul a fost împărțit aproximativ în părți egale, eu m-am ajutat de un mini sucitor pentru a întinde aluatul. Acum vom pune un cremvuș, vom împături până la jumătate, apoi cu un cuțit vom cresta și vom rula totul. Vom proceda la fel și cu restul cremvuștilor, iar la sfârșit îi vom unge cu gălbenuș de ou, vom presera susan și îi vom da la cuptor pentru 20 de minute la 220 de grade. Cât încă sunt fierbinți, cornurile vor fi unse cu puțin unt sau cu puțină apă, iar apoi le vom acoperi cu un prosop de bucătărie și le vom lăsa să se răcească puțin. Așa au ieșit cornurile mele, voi tăia unul în jumătate să vedeți cum arată și în interior. Se pot servi cu ketchup, muștar, mușdei, după preferință. Cornurile au ieșit foarte gustoase și sper să încercați și voi rețeta. Dragii mei, iată că am ajuns la finalul rețetei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați pentru a vedea și următoarele rețete. Eu vă aștept cu drag și data viitoare. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc poftă bună!